BNM cere băncilor din țară să cerceteze cu precauție situațiile în care clienții folosesc sume mari în numerar, deoarece există riscul ca aceste tranzacții să fie ilegale. Într-un comunicat de presă, Banca Națională precizează că a venit cu acest apel pentru a preveni și combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. Astfel, BNM cere instituțiilor bancare să manifeste vigilență atunci când identifică asemenea situații și să cerceteze sursa mijloacelor bănești utilizate de clienți, dar și scopul acestor operațiuni. Banca Centrală reiterează că monitorizarea continuă a acestor operațiuni este importantă pentru depistarea promptă a infracțiunilor financiare.